În anii 80 se numea Casa Poporului. Acum este Palatul Parlamentului. În tradiția populară românească, rebotezarea determină o schimbare de destin pentru oameni. Și pentru clădiri poate fi la fel. Ne propunem abordarea lucidă a evoluției clădirii, fără prejudecăți și patim deformatoare, în contextul sesizării nevoilor reale. Distanțarea în timp față de perioada comunistă fiind minimă, opiniile rămân contradictorii, uneori sufocate de excese chinuitoare. Această clădire, cea mai mare din Europa, descrie sinteza în marmura unei epoci. A provocat o enormă avalanșă de epitete contradictorii, oscilând de la genial la monstruos. Edificiul este amplasat la 18 metri peste nivelul Tâmbovițe, pe un dal bine marcat în istoria orașului. Apare în inima gravurilor de acum două secole ca reședința a cetății bucureștilor. Palate domnești, mănăstiri, reședințe private și publice s-au suprapus peste deal la intervale scurte, pentru că orașul a fost adesea devastat de cutremure, incendii, războaie sau inundații. Dealul Curții Arse, devenit apoi dealul Arsenalului și în sfârșit dealul Spirii, a fost mereu în atenția conducătorilor. Avea un loc privilegiat în planul de sistematizare a Bucureștiului, propus în 1935 pe vremea lui Carol al II-lea. După cutremurul din 1977, sistematizarea devine stringentă. Modul în care se înfăptuiește este însă devastator. Tăvălugul demolărilor rade cea mai mare parte din zonă. Un episod dramatic care a zguduit nu doar Bucureștiul, ci toate orașele și satele țării. Casa este inima unui complex urbanistic care include încă 20 de obiective de-a lungul Dâmboviței și Magistralele. Felii întregi din București istoric au dispărut. Străzile Izvor, Antim, Apolodor, Cazărnic sunt acum doar în vechile hărți. S-au dus asemenea trăsurilor, cupeurilor, tramvaielor englezești care le populau frenetic acum un veac. Pe podul Mihai Vodă, ori prin Uranus, treceau adesea pașii lui Caragiale și ai personajelor sale dintr-o noapte furtunoasă ori din dale carnavalului. Peste pașii lor trec acum invitații de la marile congrese și conferințe internaționale găzduite de Palatul Parlamentului. Straturile de urme desenează acest palimpsest care este orașul de-a lungul vremii. Casa Poporului avea să fie obiectivul principal în planul noului centru civic. 7 ani de concursuri exprimă miza excepțională a unui proiect unic, care oferea câștigătorului șansa întâlnirii cu istoria. Este ales proiectul Ancăi Petrescu, proaspătă absolventă a Institutului de Arhitectură. Construcția edificiului începe în mai 1984. Între macheta aprobată atunci și realizarea actuală sunt deosebit importante. Ceaușescu a decis transformări permanente. Au urmat sute de concursuri pentru fiecare sală, galerie, salon, uneori cu machete 1-1, câștigate tot de Anca Petrescu, șefa de proiect a obiectivului. Săptămânal, Ceaușescu vizita casa de două ori, cerea corecturi, provocând adesea transformări totale, de la frunzele de pe tavan până la fațadă. Finisarea sălii România s-a decis după o serie de concursuri pe durata unui an și jumătate. Efortul de reproiectare și de refacere ar fi ajuns pentru încă 2-3 case identice. Această muncă sisifică, fără certitudini, la cheremul capriciilor unui dictator, solicitând resurse și sacrificii uriașe, a creat resentimente românilor care au plătit-o prea scump și cu prea multe privațiuni. Probabil vor trece chiar generații până când toți românii o vor privi cu detașare, sesizându-i calitățile. De altfel, și Versailles, când a fost construit, era taxat cu dispreț de intelectualii vremii, drept un produs de cofetărie. Când acum mai bine de un secol, Osma, la comanda lui Napoleon al III-lea, reproiecta Parisul, demolându-l cu înverșunare, toți îl urau și îl hulau feroce.